Vă salut, dragi pescari! Bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit. A venit toamna, de această dată suntem pe o locație nouă anul acesta. Anul acesta n-am fost deloc pe lacul Popii, aici unde mă aflu astăzi. Încă sunt în pregătire cu sculele, ca să zic așa. Am aici scaunul pregătit, am făcut monturile, vi le arăt chiar de pe acum, înainte să pescuiesc. Deci pe ambele voi folosi metod feeder. Pe una, metod feeder de 30 de grame, unde voi efectua și o înădire aici aproape, o să vedeți. Și cu acesta de 45 de grame voi merge mai mult pe intercepție, voi căuta peștele cu două lansete feeder, îl voi căuta în diverse zone, că am aici un spațiu mare, ia uite ce răsări frumos, este 7 și ceva dimineața. Nada, trebuie să o sităm imediat, vă arăt și cum o sitez și ce nada am pregătit. Suntem pe o baltă cu reținere, ceea ce înseamnă că astăzi putem duce și noi pește acasă, că de-aia plătim până la urmă, deci nu vom elibera dacă vom prinde, bineînțeles. Și știți și voi că bălțile cu reținere sunt foarte grele pe lângă cele cu pescuit sportiv, în sensul că majoritatea vor să iasă pe plus, adică cu banii, și pește să nu prea iei, sau cel puțin asta e mintea pescarului. Aș putea spune, eu am mai fost pe această baltă, dar anul acesta deloc, anul trecut am prins foarte bine. Mamă, ce răsărit frumos! Ce răsărit de vis! Așa, acum rămâne de văzut. Să vedem și ce facem. Ne apucăm de sitat și vă arăt și nada pe care o voi folosi și vedem ce se întâmplă. Apa este foarte scăzută, vedeți pe aici era nivelul. Ia uite. Este foarte nămolos. Mi-am pus acolo acel spalier rupt, l-am găsit pe aici, bine că l-am găsit, că altfel e greu să arunc și juvelnicul, sunt bughete, adică, na, e destul de rău. Ce să zic, dar sperăm măcar să prindem pește ca să ne alunge această supărare și să fie bine. Revenim. Iar acum vă prezint nada pe care astăzi o folosesc. Este un amestec, după cum bine vedeți, este și puțin mai verzuie. Nu știu dacă se observă, trebuie sitată oricum, că nu am sitat-o. Și poate chiar o să-i mai dau și un pic de apă. Vedem cum trage, că i-am pus peleți. Deci este un amestec din Super Carp de la Feeder X. Am amestecat din fiecare câte puțin, am făcut nada cu pelete, cu tot, totul odată. Credeți-mă, se umectează fără probleme. Fiat X-Krill și de bază carp magnetul, unde am pus mai mult. Dar de această dată i-am pus și super carp green destul de mult. Și aici nu i-am pus toată punga, cu toate că nu mai este, am păstrat ambalajul să vă arăt. A mai fost un sfert de peleți care am adăugat-o pe toată. Mai am la mine, aici știu că mi-a mers mai bine în trecut și a reșit ten balta. Deci astea toate eu le-am amestecat și a ieșit aia. Nu e reclamă, nu nimic, pur și simplu asta e nada. Deci eu așa fac, combin în fiecare, pentru că unde e și krill și puțin green și puțin magnet, e altceva, mai ați înțeles? Și mai am la mine wild-ul, v-am zis are și balta și ten, dar mie mi-a intrat ten și pe magnet și pe toate cele. Și vedem cum merge dacă nu mai fac și nada aceasta. E pungă întreagă, na, deocamdată o țin și vedem. Hai să ne apucăm să sităm puțin, să vedem și cum iese. Uite așa. Pe găleata asta nouă de la Delfin, care îmi place maxim. Deci mă ajută găleata asta, stă și mie sita. Pentru cei mai vechi care știți că aveam eu găletușile mele mai speciale, așa mai. Punem frumos câte puțin, îi dăm o sitare, eu acuțin și de telefon ca să, cu toate că l-am pe ham, dar ca să nu se miște la fel de rău. Ia uite, și vedeți cum rămân cocoloașele, de aceea este importantă sitarea la metod, cocoloașele acestea, ia uite-le, astea dacă stau pe metod, faceți o presă doar de cocoloașe, nu se desface cum trebuie, nu lucrează, nu face norișor, foarte importantă. Uite, mai rămân peleții, dar n-are nimic, oricum trec, sitai de 3 mm. Ia uite cum rămâne nada. Da, asta vreau să vă arăt, ca după aia îmi fac eu nebunia. Ia uite. Da, ce pufoasă e. Ia uitați, fraților, asta e... Hai de capul meu. O să plece capcana ideală, ce să zic. Termin cu sitatul și cu toate cele și ne apucăm de pescuit. Primul drill, prieteni, la a doua lansare pe river. Sunt în primul drill, nu știu ce este, nu pare foarte mare. Cred că un ciortan. Da, un ciortănel. Se vedea. Dar este a doua lansare și prima lansare acolo unde am făcut padănada. Hai să vedem acum. Un ciortănel frumos. Bineînțeles că acesta este mic. Dar e binevenit. Ce să zic? Bine că am prins o primă trăsătură. E mai mare decât palma. Are vreo 300 de, nu, 200 de grame, 200 și un pic. Cam așa, 200 de grame. Acum vedem. A venit destul de repejor. O să-i strâng totuși, o să-i arunc la final și vedem ce se întâmplă. Suntem în al doilea drill și tot din față de acolo a venit.
Următoarea trăsătură, o trăsătură brutală, mai ales că liderul ăsta e rigid, la peștele Tomic, tot ciortan. Da, frumușel, un pic mai mare. Aha, stai, da, e mai mare un pic. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Că eu vreau să dau un tăticulor, vorba aia. Asta e mult mai mare, într-adevăr. Da, sperăm să capturăm ceva mai frumos. Al treilea drill, prieteni, tot un ciortan. S-am avut și o trăsătură pe care am arătat-o foarte frumoasă pe cealaltă lansetă. Din păcate n-am fost lângă ea și a rupt. Acolo a fost ce trebuia. Da, al treilea ciortan ăsta e mare față de ceilalți. Da, ăsta e chiar frumos. Uite. Da, frumos. Nu pot să zic. Vedem. Merge destul de greu, așa e pe baltă cu reținere, dar sperăm să-i dăm de cam mai bine. A venit și un prim caras. Îți dai seama că la ăștia nici n-a putut să dai drumul la filmare, că l-aduci. O înțepătură corectă. O vedem. Frumușel așa carasul, la pălmuță. Revenim. Un nou drill. Să vedem ce avem, că s-a agățat în ceva, într-o frunză. Cred că e un pui de ten. Da. Oho! Un pui de tenișor. Foarte frumos. Așa, tata, ia uite. Frumos asta. Țepătură perfectă. Da. Are vreo 200 de grame, că e lung. Chiar foarte lung. Mănâncă ăsta mic, foarte rău din ce vedem. Sperăm să dăm și în ceva mai mare. După mult timp, prieteni, a mai venit ceva acum, dar pare tot micuț. Posibil tot ciorta în ceva mic. Al naibii de greu merge. Am intrat acolo unde am eu patul acela de nadă făcut, dar greu. Da, un ciortan. Pești mici. Din păcate asta e. Cu atâta ne mântrim deocamdată. Merge foarte, foarte greu. S-a pus și căldura incredibil. Da, cam așa. Ăstea sunt ciortanii zilei. Din păcate. Dar vedem. Mai stăm ceva timp și dacă prindem bine, dacă nu, pot să mă mulțumesc doar că nu am luat lampa azi. Atât, în niciun caz cu captura. Pare ceva mai îmbrăcat. Dar tot un ciortan avem. Ăștia sunt vedetele zilei, cum spuneam. Deci numai ciortanelul mănâncă. Nu mai bam minciocul că n-are rost. Poate azi nu-l dă locul peștii ăștia. Bine, asta e măricel așa, la vreo 400 de grame, dar... A scăpat. Norocul lui. Da, a zis, dacă n-am băgat miciocul, a scăpat fix acolo. Da, bine că nici nu mi-a dat interesul, l-am lăsat să fugă așa ușor. Cum spuneam, merge al naibii de greu. Că pe ăsta nu-l mai scap la mincioc, pare și puțin mai îmbrăcat. Căldurică, căldurică și merge greu. E apa foarte mică, deci... Trebuie să bam minciocul ăsta ca să iau un pește
E bele. E un pic mai mare, da. Tot gabarit mic. Poate jumătate de kil, cam așa. L-am capturat. Da. Deci, ca să vă dați seama, ăsta e cam cel mai mare al zilei. Are o jumătate de kil așa. Cam așa. Asta e frumoșeală. Da. E frumos asta. Da, uite. Hai. Măcar tu prindeam numai de ăștia. Asta e. Ce să mai zic. Frumos. Mai revenim. A mai venit și un caras din ăsta. Ăsta da, ăsta e mai frumos el. E mai frumos, e mai mare decât palma față de ceilalți carași. Ce să zic. Pești mici astăzi. Bine măcar că mai avem cât de cât activitate și că prindem ceva. Asta este. După un timp lung din nou de așteptare, uite, marea captură, un nou cărășel. Nu știu, cred că am mai luat vreo 2 ciortănași, dar atunci am vreo pești. E ora 2 și cred că ne cam pregătim să strângem, că n-are rost, părerea mea. Poate aș mai prinde, poate nu. Dar e foarte cald afară, deci fiind vreme de toamnă, am prins cea mai călduroasă zi, sunt 30 ceva de grade afară. Pești efectiv stau între ape, nu are rost să mă complic. Ce pot să zic, v-am spus, sunt mulțumit că fuge lampa de mine. Exact așa e la pește, una caldă, una rece, asta e una rece. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această partidă, am pescuit undeva la 6 ore, foarte slab, foarte, foarte slab, nimic notabil, un singur pește ce am avut pe lanseta aceasta am avut când a fost în clips de mi-o zbura și când am tras a rupt muntura pentru că n-am fost aici, am văzut trăsătura de la mașină, am fost să-mi iau niște ochelari de soare. Am încercat tot felul de nebunii, momeli, nici nu are rost să intru în detalii câte am încercat, că oricum nu prea a mers nimic. Eu sunt un pescar sincer, așa că voi pune, bineînțeles, partida pe YouTube. Deci cei ce vedeți această partidă, vedeți, acum n-am prins mare lucru. Așa e la pește, odată așa, odată așa, v-am spus, mă mir încă că nu mi-au lampă deloc, nu știu, nu lampă, adică să nu prind niciun pește. E bine măcar că am capturat ceva și nu plec zero. O experiență, v-am zis, pe o baltă pe care eu am mai prins mult pește. Ia uite, am mai lansat-o și pe asta. Asta dă crapă, asta în niciun caz. Dacă n-am prins-o pe feeder la asta, nu i-am dat nicio șansă. I-am pus o bambină improvizată, că n-am nimic la mine, senzuri prostii de genul. Am zis, o dau în dreapta, că e foarte mult spațiu și nimic nici la aceasta. Dar, bine, asta am lansat-o de 3 ori până acum. Am stat la o oră, cam așa, pe ea. Am muncit mult la feeder, însă nu n-a fost să fie. Ce să vă zic, prietenii mei, ne vom revedea și cu altă partidă, o să facem sigur partide mult mai bune acum în toamna aceasta, vom merge pe alte bălți, eu sunt un pescar sportiv, așa că trebuie să-mi aleg bine bălțile, care să fac și clipuri faine. Vă mulțumesc de vizualizare, vă salut, numai bine, sănătate la toată lumea și ne vom revedea și cu altele cu siguranță. Ia arată repede, prieteni, ca să nu moară, că e foarte cald. Ia uite ce tenișor frumos. Stai mai aici, mă. După aia eliberez din mincioc. Ăsta e cel mai frumos ciortan. La vreo jumătate de kil, așa. Caras, aș putea să iau acasă, dar nu iau. Sunt prea mici. Ei voi lăsa să trăiască aici, în habitatul lor. Bun, prieteni, cam ăștia sunt pești, sunt 9 pești aici și am mai eliberat 2 ciortănași mai mici, ce-i drept tot așa, cam ca ăștia, ăsta e cel mai mare, tenișorul, niște carași și sunt 9 pești, deci cu vreo 2 au fost vreo 11 pești. Le dăm frumos drumul din mincioc, că e păcat de ei. Da, sunt destul de
greu, totuși 300 de grame, 200 și ceva, 400 de grame. Sunt vreo 2 kg de pește. Hai să facem eliberare.